Crește numărul deceselor în rândul pacienților confirmați cu virusul gripal. Sunt 7 la Sibiu doar în primele 11 zile ale acestui an. Tot la Sibiu, 3 oameni au fost confirmați cu flurona, adică aveau și gripă și COVID simultan. Carla Tănasie intră în direct cu mai multe informații. Carla, te ascultăm. Până în acest moment, în România sunt confirmate 9 decese. Primele 2 au fost confirmate de către INSP săptămâna trecută, iar Direcția de Sănătate Publică vorbește de 7 decese în primele 11 zile ale acestei luni. Vorbim de 5 bărbați și 2 femei cu vârste de 80-75 de ani, 65-77-73-62 de ani și 58 de ani. Toți acești pacienți erau internați în secția de terapie intensivă, erau confirmați cu virus gripal A și, important, niciunul dintre ei nu era vaccinat împotriva gripei. De asemenea, au fost confirmați tot la Sibiu 3 pacienți cu flurona. Asta înseamnă că au infecție atât cu virusul gripal, dar și cu SARS-CoV-2. Ei sunt în secția de boli infecțioase, iar unul dintre ei este în terapie intensivă și din moment în moment așteptăm ca Institutul Național de Sănătate Publică să actualizeze datele în privința infecțiilor respiratorii și implicit în privința deceselor, pentru că este posibil ca să fie mai multe decât știm în acest moment. Medicii spun că în continuare spitalele sunt aglomerate și ne recomandă să purtăm mască, în special în spațiile aglomerate și închise. De asemenea, recomandă vaccinarea împotriva virusului gripal. Până în acest moment, în România s-au imunizat 1,4 milioane de persoane din categoria de risc.